Peste 60.000 de hunedoreni suferă de hipertensiune arterială, conform datelor statistice emise de Direcția de Sănătate Publică Hunedoara. Specialiștii recomandă verificarea tensiunii arteriale periodic, sarea să nu mai fie consumată în cantități mari, limitarea consumului de alcool și adoptarea unui stil de viață sănătos. În România, din cauza complicațiilor cardiovasculare pe care le determină, hipertensiunea arterială este responsabilă de 62% din totalul deceselor. La nivel global se spune că același număr de diagnostic de hipertensiune, mai sunt încă de atâția persoane care nu sunt diagnosticate cu această boală. Pentru a preveni o hipertensiune, trebuie să știm că să nu mai punem sare. Soldița să nu mai existe pe masa noastră, pentru că în România noi consumăm între 15 și 17 grame de sare pe zi, față de ceea ce ne recomandă Organizația Mondială a Sănătății, 5-6 grame pe zi. Ce mai trebuie să facem? Să facem mișcare, să încercăm să mâncăm sănătos. Am avut un eveniment la Inspectoratul Județean Școlar, astăzi la Spitalul Municipal Hunedoara, și săptămâna viitoare, tot marți, vom avea un eveniment la Universitatea din Petroșan. Hipertensiunea arterială reprezintă o creștere a presiunii sângelui în artere peste valorile normale și poate apărea din cauza factorilor de risc, dar și din cauza unei afecțiuni la un alt organ, precum inimă, rinichi sau glande suprarenale. Hipertensiunea arterială poate să nu fie însoțită de simptome, dar în unele cazuri pot apărea manifestări precum greață, vărsături, dureri de cap, zgomote în urechi, tulburări de vedere, vertijuri, oboseală ori sângerări nazale.